ca să știm exact cine locuiește în orășel, ca să știm cum îi cheamă, ce contacte au, am decis ieri să numerotăm toate căsuțele. Ieri la ora 8-9 aveam registrate 103 căsuțe, până la 1 din noapte au mai venit 50 de corpuri. În total, astăzi dimineața aveam 162. Parcurs din eu mai vede câteva, au reușit să le numerotăm. Au fost toate completate, pentru că cine a lăsat cortul fără să fie locuit, i-a spus și au încasat cei care nu aveau cortul. Așa că au fost complete, probabil undeva 3-400 de oameni au dormit în corturi. Au mai fost care au dormit pe bordura asta, au mai fost care au dormit în corturi mari. Dar în schimb noi știm cine locuiește, de unde sunt. Și am făcut ca un mic sătuc, să știm ce vecini avem, cum îi cheamă. Și dacă vin oameni care n-ar fi trebuit să fie aici printre noi, să-i reclamăm automat la cei care ne asigură ordinea. Așa, sătucul dumneavoastră are cantină, are și cum de plecarea banii. Da. Oamenii vin să-i cantină, donează și care. Da, aveți perfectă dreptate, am adus liceuri ca să fie civilizat, să nu mai fugim până în bar. Sunt în partea dreaptă, avem cantina, iată, sunt două corturi foarte mari. Avem încă o mică cantină pentru combatanții ei, pentru că au 24-24, nu au timp, cantina pe noapte se închide. Și câteva corturi administrative unde se adună în ședință cetățenii noștri. Câteva corturi mai mari și rest mici. Și un cort unde se monetează bani, ca să nu fie caos, să fac liste, să fac adrese, cine donează, cât donează. Tot așa. Și încă o listă de oameni se registrează, cei care aduc mâncare pregătită, cu un buletin, un act prin care se demonstrează cine este el, ca să nu avem surprize neplăcute. Cei ce-i gătit trebuie să fie contabilizat. Sunt numătoare și o bază extraordinară. Avem bază non-stop, mai ales despre guvern, fantastic, e un rând întreg, și partea aia despre stradă, încă un rând. Aseară pot să vă spun, până la 5 am stat printre fără să dorm, am avut 3-4 cercuri de oameni. Una din situații politică, al doilea cerc a cântat câinci patrioci foarte liniștit fără face gălăgie, așa între ei. Un grup cât ar fi de straniu, am imagine, au jucat fotbal. La 4 dimineața jucau fotbal în Piața Marea Internațională și al treilea cerc să dea aici, 4 grupuri de oameni. Undeva la 4 jumătate s-au culcat toți. Nu am avut bieți, nu am avut incidente, a fost liniștit, civilizat, fantastic. Moldovenii se comportă decent. Bine, mulțumesc frumos, mulțumesc.